Haideți să citim pasajul pe care îl avem pentru seara aceasta din Efeseni capitolul 3, la versetul 14, o altă rugăciune a Apostolului Pavel. Iată de ce zic când plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Isus, din iam în iam în vecii vecilor. Amin. Pentru început, aș dori să ne uităm la o. să avem o privire de ansamblu asupra acestui pasaj, să vedem în ce direcție merge el. Este acea introducere care deocamdată nu se vede, dar o să văd mai târziu, o să privim la ea. Dar, ca principiu, ne interesează rugăciunea Apostolului Pavel și ce anume, pentru ce anume se roagă Apostolul Pavel. Vedeți aici, primul lucru pe care îl cere Apostolul Pavel este rugăciune pentru împuternicire sau întărire. Da? Și aici sunt câteva detalii despre această întărire. Să fim întăriți în putere, să fim întăriți prin Duhul Lui, să fim întăriți în omul din lăuntru, să fim întăriți casă, da? sau așa încât. Și aici Aici, unde zice așa încât Hristos să locuiască, arată care este motivul pentru care vrea să fim întăriți. Deci, prima parte a rugăciunii este o, rugăci este o dorință pentru împuternicire. A doua parte, această împuternicire se face pentru ca Hristos să locuiască. Da? Deci, împuternicire pentru locuirea lui Hristos în noi. Iar se spune ceva despre această locuire. Să locuiască în inimile noastre, să locuiască prin credință. Și avem a treia parte, al treilea motiv. De fapt, este un fel de rugăciune în cascadă. Un lucru care îl generează, tot îl generează pe altul, da? Se roagă ca să fim întăriți. De ce să fim întăriți? Ca Hristos să locuiască noi. De ce să locuiască Hristos în noi? Pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să putem pricepe. Da? Asta este, asta este a treia dorință, a treia parte a acestei acestei rugăciuni. Să putem pricepe. Să putem pricepe. Și această dorință este dublată când zice să cunoaștem dragostea lui Hristos, să pricepem împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea și adâncimea și înălțimea și să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință și iarăși avem ultima parte unde el iară motivează de ce să se întâmple lucrul acesta ca să ajungem plin de toată plinătatea Dumnezeului. Deci Pavel pornește de la rugăciunea pentru împuternicire, da? Vedeți aici unde e 1. De ce se fac lucrul ăsta? Ca Hristos să locuiască în noi. 2. De ce să locuiască Hristos în noi? Ca să putem pricepe și ca să cunoaștem dragostea lui Hristos. De ce să cunoaștem dragostea lui Hristos și să o pricepem? Ca să ajungem plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Într-un fel rugăciunea este și despre împuternicire, dar este o rugăciune pentru împuternicire, dar este și o rugăciune care Până la urma urmei, împuternicirea aceasta nu este decât o metodă pentru a ajunge la toată plinătatea, să fim umpluți de toată plinătatea Dumnezei. Traducerea nu ne-a avut chiar așa de mult aici, pentru că aici este, câte mi-am amintesc eu, un verb, să fim umpluți da? de toată plinătatea Dumnezeirii. Cam asta este rugăciunea, este o rugăciune inițial pentru împuternicire, dar scopul final acestei rugăciuni pentru împuternicire este ca să ajungem plin de toată plinătatea Dumnezeirii. Haideți să luăm totuși textul de la început și să vedem introducerea pe care Pavel o face, pentru că și ea are ceva important să ne transmită despre viața noastră de rugăciune. În primul rând, uitați-vă atitudinea pe care Pavel o are în rugăciune. Da? O observați chiar aici. O atitudine și haideți să comunicăm puțin când spune Pavel îmi plec genunchii. Ce arată asta? Ce arată când spui că când... Smerenie, nu? Arată smerenie. Asta arată ceva despre noi. Ce arată asta despre Dumnezeu? Că spui, eu un plec genunchii. Da, că merită toată închinarea. Descrieți într-un cuvânt. Ce spune despre Dumnezeu când zic că plec genunchii înaintea lui Dumnezeu? Să-ți pleci genunchii înaintea cuiva, să te proșterni. Ce spune despre el? Suveran. Că e suveran, da? Asta arată smerenia noastră, arată suveranitatea lui. Când te arunci la picioare înaintea cuiva, arăt suveranitatea lui. Orice limbă va mărturisi, dar orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Isus Hristos este Domnul. Asta arată suveranitatea lui Dumnezeu. Deci, în rugăciune, în rugăciune, atitudinea potrivită este o atitudine de smerene. Chiar dacă Dumnezeu este Tatăl nostru iubitor, care ne poartă de grijă și știm așa de multe lucruri minunate despre Dumnezeu, totuși să nu uităm că acest Tatăl al nostru este în același timp Dumnezeul nostru suveranul întregului pământ și doar această concepție corectă despre Dumnezeu va produce în noi o atitudine corectă de smerenie. Deci noi nu credem în yoga creștin. Da? Îți iei o poziție în asta creștină. Frate, care e poziția aia corectă? Sau care e, ce dăm pașii ea ca să ajung la starea de smerenie pe care a avut-o Apostolul Pavel? Nu se poate. Nu există niciun pas. Trebuie să înțelegi suveranitatea lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegi cine este Dumnezeu ca să ai atitudinea corectă în rugăciune. Nu înțelegi cine este Dumnezeu, nu să ai atitudinea corectă în rugăciune. Și cu siguranță Dumnezeu nu uh, poate bine o atitudine care nu este potrivită în rugăciune. Acest paradox este așa de, de ușor de pierdut. Este acest efect de pendul care, uh, prin, uh, care este prezent în creștinism în foarte multe privințe și în foarte multe doctrine. Și efectul de pendul funcționează în felul următor. Dacă unii sunt foarte familiar cu Dumnezeu, și sunt tăticuțul nostru prietenul nostru și e o familiaritate de aceea care îl face pe, te face să l vezi pe Dumnezeu sau produce în tine o lipsă de respect față de Dumnezeu, sfură fură respectul, reverența pe care o ai față de Dumnezeu, da? O familiaritate nenormală, anormală, da? În relația cu cel care este stăpânul Universului. Prin efectul de pendul te poți duce la o altă, la o altă extremă și să spui, noi nu ne putem apropia, un fel de deism din ăsta practic. Noi credem că Dumnezeu intervine, dar nu ne putem apropia noi de Dumnezeu. Noi trebuie să respectăm pe Dumnezeu, să fim reverențioși față de Dumnezeu, suntem așa de reverențioși că nici nu mai vorbim cu Dumnezeu. Este un paradox în care trebuie să trăim. El este Tatăl nostru, dar în același timp este Dumnezeul nostru față de care trebuie să ne apropiem cu smerenie. Deci, o concepție corectă despre Dumnezeu va produce în noi o atitudine corectă. Nu numai în rugăciune, ci în general. Apoi este foarte interesant să observați felul în care Apostolul Pavel spune că trebuie să-L privim pe Domnul, pe Dumnezeu. Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Deci nu relaționează la noi. Să spună Tatăl nostru. Că o spune în rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și vorbește despre faptul că El este Tatăl Domnului nostru Isus Hristos. Deci aici ni se vorbește despre faptul că prima relație pe care o avem este cu Domnul nostru, da? Cu Isus Hristos. Relația noastră este cu Domnul Isus Hristos. Și motivul pentru care Apostolul Pavel prezintă lucrul acesta este ca să nu uităm felul în care noi ne raportăm la Dumnezeu. Noi nu ajungem la Dumnezeu decât prin. Domnul nostru Isus Hristos. Nu există nicio altă cale. Da? Hristos este Domnul nostru, asta e prima relație pe care o avem, iar la Tatăl ajunge doar prin Domnul nostru Isus Hristos. Și cu siguranță aici este un gând al Apostolului Pavel despre mântuirea noastră, da? Lucrarea mântuirii noastre are o implicație asupra modului în care ne rugăm. Asupra. El este mântuirea noastră, bineînțeles vorbește la timpul prezent despre cine este Domnul Isus Hristos și cine este Tatăl față de Domnul Isus Hristos. Asta arată cu siguranță ceva și despre mijlocirea Lui. El este la dreapta Tatălui și este Domnul nostru. Și El este la dreapta Tatălui și mivlocește pentru noi. Da? Avem relație cu Tatăl prin Domnul nostru Isus Hristos. Dacă nu înțelegi clar doctrina mântuirii, da, le luăm în rând. La rând. Dacă nu înțelegi cine este Dumnezeu, dacă nu înțelegi doctrina mântuirii, doctrina mivlocirii, rugăciunea ta va suferi. Lucrăciunea ta va suferi. Nu te vei putea apropia de Dumnezeu cu încredere, cu siguranță, cu curaj, cu îndrăzneală și în același timp cu smerenie, cu respect și așa mai departe. Este foarte interesant nu doar ceea ce spune aici despre Domnul Isus, despre Tatăl, ci și al doilea lucru pe care îl spune despre el. Aici spune două lucruri despre el. Îmi plec genunchi înaintea a ceea ce este Dumnezeu Tatăl în relație cu Domnul Isus Hristos și își pleacă genunchi înaintea a ceea ce este Dumnezeu în relație cu orice făptură de pe pământ, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ. Ce vă transmite dumneavoastră gândul acesta? Dumnezeu, bineînțeles, nu se vorbește despre Dumnezeu care în relația lui spirituală. Da? Că spiritual vorbind, nu orice familie în cerul și pe pământ își trage numele din Dumnezeu Tatăl. Într-adevăr, este o controversă pe porțiunea asta de text. Unii zic că se referă la orice familie în sensul de... Se referă la toți cei credincioși care sunt fie în ceruri, fie pe pământ. Alții spun că se referă la Dumnezeu Tatăl care este creatorul oricărei familii, oricărei etnii, oricărei categorii de oameni care este fie în ceruri, fie pe pământ. E irelevant. La un moment dat, dacă nu înțelegi că Gândul principal pe care îl transmite Apostolul Pavel aici este suveranitatea totală a lui Dumnezeu ca și Creator. El este acela din care vine orice făptură care trăiește pe pământul acesta sau care este dincolo în veșnicie. E posibil să se refere doar la credincioși, e posibil să se refere la toată umanitatea, lăsând pe alții să-și bată capul cu lucrul ăsta. Bun. Primul aspect pe care îl cere Apostolul Pavel și aici de la Dumnezeu și aici deja intrăm în doctrina rugăciunii, să învățăm și noi ce anume vrea Dumnezeu să cerem de la el. Da? Primul aspect pe care el îl aduce înaintea lui Dumnezeu este aspectul acesta al împuternicirii. Noi avem nevoie de împuternicire. Vedem imediat pentru ce. Trebuie să-i primul lucru pe care îl spune. Avem nevoie să fim întăriți. Este o rugăciune făcută de Apostolul Pavel pentru toată comunitatea. Aduceți-vă aminte, în, prima, în primul capitol, Apostolul Pavel se roagă pentru ce? Am studiat data trecută. Pentru ce? Pentru ce se roagă în primul capitol? Vă aduceți aminte? Să primim un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui. Prima dată se roagă să fim luminați și acum se roagă să fim împuterniciți. Să avem nu doar înțelepciune, ci să avem și putere, da? Poți să ai înțelepciune și să n-ai putere să faci lucru pe care știi că trebuie să-l faci, pe care l-ai înțeles că trebuie să-l faci. Asta vin împreună, da? Asta este a doua rugăciune. Vrea să ne rugăm ca să fim împuterniciți. Dar când el se roagă ca să fim împuterniciți, asta spune ceva despre starea noastră, corect? Nu te rogi ca cineva să fie împuternicit dacă el este deja tare. E adevărat? Când spui, mă rog, ca să fii împuternicit. Dacă tu ai fi deja foarte puternic, să ai crede despre tine. Eu sunt frate deja puternic. Te-ai simțit jignit. Adică ce vrei să spui despre mine? Păi exact lucrul ăsta vreau să spun că ești un slab. Ești foarte slab. Toți suntem foarte slabi. De aceea, prima parte a rugăciunii Apostolului Pavel vizează într-un fel starea în care noi suntem. Noi suntem născuți din nou, noi suntem locuiți de Duhul Sfânt. Dar cum am spus și data trecută, viața noastră de credință nu funcționează pe pilot automat. Am primit nașterea din nou, s-a lucrat în noi nașterea din nou, avem Duhul Sfânt în noi. De acum, pur și simplu, e o chestiune de timp până... A ajungem în veșnicie. Asta din perspectiva lui Dumnezeu. Din perspectiva noastră avem bariere, avem piedici, avem necazuri pe pământ, avem o grămadă de lucruri care solicită efortul nostru, acțiunea noastră, care solicită întreaga noastră ființă, întreaga noastră personalitate ca să fie angajată în procesul acesta de desăvârșire, de maturizare, de perfecționare, cum vreți să-l numiți dumneavoastră. Deci arată straarea noastră de slăbiciune când se roagă ca să fim împuterniciți. Lucrul ăsta trebuie să-l avem în minte totdeauna. Noi suntem niște oameni slabi care avem nevoie în continuu de lucrarea lui Dumnezeu activă în noi. Da, suntem născuți nou. Da, Duhul Sfânt este în noi. Dar una este să fie prezent Duhul Sfânt în noi și asta este ca, alta este ca Duhul Sfânt să se manifeste și să lucreze ceva în noi. Sunt două chestiuni diferite, da? Haideți să privim la această puternicire pentru că Apostolul Pavel spune uh, câteva lucruri despre ea. Primul lucru pe care îl spune despre această împuternicire implicit este cu privire la cine face lucrarea asta de împuternicire. Cine o face? Și rog ca. Cine? Dumnezeu să facă lucrarea asta, nu? El spune, se roagă Tatălui Domnului nostru Isus Hristos și roagă ca. Pe cine? Pe Tatăl, da? Să facă lucrarea asta de împuternicire. Așa că primul aspect pe care vreau să-l subliniez, pun doar unul aici. Este cine face lucrarea de împuternicire. Lucrarea de împuternicire o face Dumnezeu Tatăl. Lucrarea de împuternicire nu este ceva pe care noi o producem în noi înșine. Lucrarea de împuternicire este a lui Dumnezeu. De fapt, tot creștinismul este despre ceea ce face Dumnezeu în noi despre ceea ce face Dumnezeu în noi. Dar Apostolul Pavel arată că el, trebuie, că el se roagă pentru lucrul ăsta. Noi trebuie să ne rugăm pentru treaba asta. Da? Lucrarea de împuternicire este făcută de Dumnezeu. Uitați-vă la măsura în care lucrează Dumnezeu această lucrare în noi. Potrivit cu, da? În conformitate cu ce? Cu cât ne împuternicește Dumnezeu? Frumos cuvântul ăsta. Potrivit cu bogăția slavei sale criteriul după care Dumnezeu lucrează în viețile noastre nu este criteriul care ține de ceea ce este în noi. Ce este potrivit cu bogățiile sale. Da? Și asta trebuie să fie mentalitatea noastră în rugăciune. Unu, că Dumnezeu este acela care lucrează în noi. Doi, că Dumnezeu lucrează după criteriile sale. Și Dumnezeu ne arată în rugăciunea aceasta că Dumnezeu vrea ca noi să adoptăm măsura după care El lucrează. Care e măsura? Potrivit cu bogăția slavei sale. Asta va modifica rugăciunile noastre. Dacă avem așteptări, dacă avem rugăciuni în funcție de ceea ce are Dumnezeu, nu de ceea ce avem noi. De ceea ce poate să facă Dumnezeu, nu de ceea ce putem să facem noi. da? Deci El este cel care face lucrarea asta. 2. Măsura după care El lucrează este bogăția slavei sale, bogățiile slavei sale care sunt infinite. 3. Lucrarea asta de împuternicire are de face cu. Cuvântul de aici putere este dunamis are de face cu comunicarea puterii lui Dumnezeu în viața noastră. Creștinismul este o religie a puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu, creștinismul nu este despre ceea ce poți tu să-i dovedești sau să-i demonstrezi lui Dumnezeu. Creștinismul nu este despre ceea ce pot eu să fac. Nu este despre asta. Nu este despre asta. Poate trăim la un moment dat cu sentimentul acesta că Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă, domnule, atâția ani de zile, așteaptă și El să, să vadă de la noi ce putem să-i demonstrăm. Nu creștinism, Ești cel mai matur sau îți dai seama că ai crescut în maturitate cu cât îți dai seama că ai nevoie mai mult de puterea lui Dumnezeu. Atâta de matur ești cât ești de convins că ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Creștinismul despre asta este. Despre a avunge să depinzi în totalitate de Dumnezeu. Și îți dai seama că ai ajuns conștient că noi cu gura putem să spunem da, îmi dau seama că în totalitate depinde de Dumnezeu și nu pot, Doamne, să fac nimic fără tine. Îți dai seama de această, dacă conștientizarea asta este reală, dacă te rogi pentru ea. Dacă apelezi la Dumnezeu pentru această putere. Dacă apelezi la Dumnezeu pentru această putere. Dacă îi ceri puterea lui Dumnezeu, înseamnă că tu nu o ai. Dacă te rogi lui Dumnezeu, înseamnă că nu mai El poate să facă lucrul ăsta. Ar vrea o la adresa lui Dumnezeu, tu în mintea ta să crezi că poți să faci, că nu ai nevoie totuși de Dumnezeu, dar dacă totuși poți să apelezi la El să o facă, de deci ce să mă chinui eu? Ar fi o blasfemie, o bajocură la adresa lui Dumnezeu. Tu poți să faci de lucru, deja lucrul ăla. Tu crezi că poți să-l faci? Ai înțeles că Dumnezeu nu se implică, ci ți-a lăsat ție total responsabilitatea și ține de tine total lucrul ăsta și totuși să apelezi la Dumnezeu. Ar fi o bajocură la adresa lui Dumnezeu. Nu, e implicit rugăciunea când te rogi, Doamne, dă putere, e clar că numai el are putere. Când te rogi, Doamne, fă lucrul ăsta, e clar că numai el poate să facă lucrul ăla. Când apelezi la bogățiile sale, înseamnă că tu nu ai nimic din lucrul ăla. De asta apelezi numai la ceea ce are el, da? Ceea ce este necesar pentru toată viața noastră creștină, pentru maturizarea noastră, pentru progresul nostru spre plinătatea Dumnezeirii este puterea lui Dumnezeu, nimic mai puțin. Este ceva care nu ține sub nicio formă de ce vine din noi. Sub nicio formă de ceva ce vine din noi. Noi nu putem să producem lucrul acesta. Vă spun, nu folosesc cuvinte prea mari, ar fi o blasemie să crezi că poți produce așa ceva că poți să trăiești viața de creștin prin puterea ta, prin eforturile tale. Este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Uitați-vă, cum ne dă Dumnezeu puterea asta lui? Prin Duhul Sfânt. Da? Ne dă lucrarea aceasta prin Duhul Sfânt. Dacă tu poți să faci ce îți dă doar Duhul Sfânt, pentru ce mai ai nevoie de Duhul Sfânt? Nu așa ca să-L lauzi pe Dumnezeu că ți-o dat ceva ce puteai să faci tu singur? Nu, lucrarea aceasta se face doar prin puterea Duhului Sfânt, da? prin lucrarea, prin prezența, prin ceea ce comunică Duhul Sfânt în viețile noastre. Acum, dacă vă uitați bine, el face o legătură aici, da? Îl roagă ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt. Și toată rugăciunea lui este de fapt o rugăciune pentru folosește o sintagmă generală la final ca să ajungem plin de toată plinătatea Dumnezeului. Asta e scopul. Scopul este să ajungem maturi, desăvârșiți, perfecți. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Da? lucrarea aceasta se face prin Duhul lui Dumnezeu. Toată, îi îngloba toată viața creștină, tot ce strece ție prin cap că ține de viața creștină, totul este lucrat prin Duhul Sfânt. Implicit, când te rogi pentru un aspect al Sfințirii în viața ta, te rogi pentru Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să lucreze în viața ta. Chiar dacă nu spui, Doamne, fă lucrul ăsta prin Duhul Sfânt. Implicit, Dumnezeu va lucra lucrul ăla prin Duhul Sfânt. Și uh, al cincilea aspect pe care îl spune despre lucrarea asta de împuternicire este locul în care Dumnezeu face lucrul ăsta. Unde? În omul din lăuntru. Și aici este o descriere a vieții noastre duhovnicești, da? Nu a vieții noastre sufletești. Noi și până să ne întoarcem la Dumnezeu avem suflet, care are, ai o minte, ai o conștiință care este mai puțin sau mai puțin activă, ai o voință care acționează, ai sentimente. Nu asta este viața creștină. Viața creștină nu este ceva produs de sufletul tău. Ai, eu mă gândesc la Dumnezeu așa, eu simt așa, am anumite sentimente față de Dumnezeu, conștiința mea mă mustraș înainte nu știu dacă ați auzit oameni care spun, eu din totdeauna, de mic, eu m-am gândit la Dumnezeu atunci să prinde de beculețe. Eu chiar și până să mă, fiu născut din nou, eu mă gândeam la Dumnezeu. De mic am fost un om care am fost atras așa de Dumnezeu și eu mă gândeam să nu fac un lucru. Chiar de multe ori m-am ferit de anumite lucruri rele, am făcut multe lucruri bune, că mă gândeam la Dumnezeu și ai o viață sufletească. Tu nu faci diferență într-o viață duomnicească și o viață sufletească. Aia e o, o stare sufletească. Niște sentimente din astea de pioșenie pe care le au oamenii din lume, a care nu au nimic de a face cu religiunea curată, cu viața pe care o produce Duhul Sfânt. Dumnezeu nu primește nimic de la noi decât ce este produs prin Duhul Sfânt. Și ce este produs în omul din lăuntru și omul din lăuntru se referă, dacă aș putea să-l numesc așa, după cum face Pavel diferența roman în capitolul 7, omul nou, da? Omul nou, care este produs în noi, da? Nașterea din nou, chipul Domnului Isus Hristos lucrat în noi, omul nou. De acolo, în omul acela lucrează Dumnezeu, da? Pe acela îl face Dumnezeu să progreseze și să fie transformat în asemănare cu Domnul Isus Hristos. De ce să face lucrarea de împuternicire? Ar fi super. Dacă pentru unii, pentru unii, sau chiar și pentru mine, la un moment dat, dacă s-o prea... uite aici, rugăciunea era fantastică. Avem o rugăciune pentru puterea Duhului Sfânt, nu? Și ai text biblic, doctrinar, în care omul se roagă ca să vină Duhul Sfânt și să lucreze cu putere în tine, nu? Ai rugăciune. Clar, nu? Rugăciune pentru Duhul Sfânt. Și chiar este o rugăciune pentru puterea și prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Pentru împuternicirea Duhului Sfânt. Iar eu cred din toată inima mea că este corect, normal, de dorit, este obligatoriu, este o poruncă de la Dumnezeu dacă ai toate mințele în cap duhovnicește vorbind, te vei ruga ca Duhul Sfânt să te împuternicească. Dacă înțelegi cine ești tu, dacă înțelegi cine este Dumnezeu și dacă înțelegi la ce te-a chemat Dumnezeu și ce direcție s-a dat Dumnezeu în viață, spui, Doamne, așa ceva este cu neputință. Eu nu am cum să produc așa ceva. Eu nu am cum, dacă îți înțelegi viața de credință. Și te vei ruga pentru lucrarea Duhului Sfânt. Dar Apostolul Pavel spune... Pentru ce să se facă lucrarea asta de împuternicire? Lucrarea de împuternicire sau rugăciunea pentru împuternicire nu este un scop în sine. Aduceți-vă aminte de un alt pasaj. Sunt mai multe pasaje care arată exact lucrul ăsta. Domnul Iisus Hristos spune, așteptați în Ierusalim, peste voi se va pogorâ o putere, da? când se va pogorâ Duhul Sfânt, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt. Super. Putere, Doamne, putere. Vrem putere, Doamne. Bun, super. Dar Domnul nu se oprește acolo. Când se va pogorâ Duhul Sfânt, înveți prima putere și înveți fi martor. Put Duhului Sfânt, da? Pogorârea Duhului Sfânt e un eveniment. Primirea Duhului Sfânt e aspectul subiectiv, experiența a ce se întâmplă în mine. Se pogoară Duhul Sfânt, eu primesc puterea, dar nu se oprește aici. Scopul pogorârii Duhului Sfânt și scopul primirii puterii în urma coborârii Duhului Sfânt este ca eu să fiu martorul Domnului Isus Hristos. Deci asta, asta, este cercul complet. Vine Duhul Sfânt, eu primesc putere și eu îl mărturisesc pe Domnul Isus Hristos. În ultima instanță, pogorârea Duhului Sfânt are de-a face cu ce? Cu persoana Domnului Isus Hristos, da? Exact ce a spus Domnul Isus Hristos de atâtea ori în Ioan. El va lua din ale mele, el mă va proslăvi pe mine, da? Ăsta este scopul Duhului Sfânt. Scopul Duhului Sfânt, da? Scopul de aici, Duhul Sfânt, lucrează așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre. Acum se pune o întrebare. Avem noi Duhul Sfânt. Avem. L-avem pe Hristos în noi. L avem De ce Pavel se roagă ca Hristos să locuiască în inimile noastre? Noi L-avem deja. Însă dacă vă uitați, cuvintele nu sunt folosite la voia întâmplării. El arunca așa cuvinte. Astea sunt epistole, astea sunt rugăciuni inspirate. Pavel nu se roagă ca Iisus să intre în inimile noastre. Da? Vedeți? El nu zice așa încât Hristos să intre în inimile voastre. Și el se roagă ca Hristos să locuiască în inimile noastre. Acum când folosești cuvântul, dacă tu vii și stai o zi sau două sau trei la mine, tu nu locuiești la mine. Tu ești în vizită la mine. Dacă vii să locuiești la mine, înseamnă că vei fi implicat în toate aspectele vieții noastre de acolo. Da? Vei locui. Îți vei face reședință. De asta, la un moment dat, trebuie să schimbi buletinul. Da? Așa e legal. Să schimbi buletinul, ești un om care locuiești în casa respectivă. Domnul Iisus Hristos a intrat în inimile noastre. El este deja în inimile noastre. Și Apostolul Pavel se referă la o locuire a Domnului Iisus Hristos în inimile noastre, cu alte cuvinte, înțeleg de aici, la o prezență manifestată a Domnului Iisus Hristos în inimile noastre. Manifestată a Domnului Iisus Hristos în inimile noastre. De ce ai nevoie de putere ca Hristos să locuiască în, inimile, în inima ta? Vedeți, să folosesc două expresii aici. Omul din lăuntru și aici inimile noastre, care e, e același lucru. De deci ce ai nevoie de puterea Duhului Sfânt ca Iisus să se manifeste, să locuiască în inimile noastre? Uh, un gând uh, pe care l-am avut e că dacă Domnul Iisus Hristos ar manifesta în toată plinătatea Lui, va exploda, te-ar distruge complet. Da, Ființa ta trebuie să fie întărită continuu ca Domnul Iisus Hristos să se poată manifesta acolo. Acum, întrebarea este, de ce să se manifeste Domnul Isus Hristos? Și vedem imediat de ce, da? Deci avem, în, în, primul rând, nu uitați punctele principale, da? Propozițiile principale. Este o rugăciune, în primul rând, pentru întărire. Este, în al doilea rând, această întărire are în vedere locuirea Domnului Isus Hristos, da? Pe scurt, mă rog ca să fiți întăriți, ca Hristos să locuiască. Dacă îi scoate tot balastul, tot materialul, asta rămâne. Să roagă ca să fim întăriți, ca Hristos să locuiască. Ne spune, unde locuiește Hristos? Locuiește în inimile noastre, da? Acolo unde lucrează și Duhul Sfânt. Cum locuiește Hristos în inimile noastre? Prin credință. Dați-mi niște sinonime pentru cuvântul credință. Sau dacă ar fi să explici la un om din lume sau unui copil, nu știu, cuvântul credință. Ce înseamnă credință? Ce înseamnă credință? Dați-mi un sinonim pentru cuvântul credință. Concepte simple, zice sora Leana. Încredere. Încredere, altceva. Altceva. Spuneți, credință. Ce înseamnă să crezi? Să fii sigur, da? Cuvântul credință, cred că are. conceptul care înglobează cel mai bine credința. Da, e clar. Credința înseamnă și să ai informații despre ceva. Trebuie să cunoști pe cineva ca să te bazezi pe el, nu? Nu te lași pe mâna cuiva așa iurea, da? Trebuie să-l cunoști, trebuie să ai ceva informații, da? Cum a spus, sper că el va face ceva, da? Dar credință, poate cuvântul care ar îngloba sau conceptul care ar îngloba cel mai bine conceptul de credință, e atitudinea de a te lăsa total pe mâna cuiva. De a depinde total de cineva. Cunoști asemenea lucruri despre el, ți-a făcut asemenea promisiunea, o, o asemenea nădejde în persoana aceea, știi asemenea lucruri despre el, încât te lași total pe mâna persoanei respective. Depins total de de persoana respectivă, da? Indiferent de riscuri și așa mai departe. Așadar, Hristos locuiește sau se manifestă în noi când noi sau prin dependența noastră totală de Domnul Isus Hristos. Aș traduce ce spune Apostolul Pavel aici prin ceea ce spune el în Galaten, capitolul 20. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine, da? Viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cu alte cuvinte, eu las, da? Mă dau la o parte și vreau ca Domnul Isus Hristos să se manifeste. Eu depind total de El. Ăsta e riscul, da? Pe care mi-l iau. În ghilimele risc. Lasă vorbească Hristos, lasă acționeze Hristos, lasă gândească Hristos, lasă să-și manifeste Hristos atitudine. Ăsta este scopul împuternicirii omului din lăuntru. Ca Domnului, da? Renovarea casei mele lăuntrice, renovarea vieții mele spirituale are rolul ca Domnul Iisus Hristos să se manifeste din viața mea. El să trăiască prin mine, da? El să trăiască prin mine. De ce? De ce? Avungem la uh, al treilea aspect. De ce să se întâmple lucrul ăsta? De ce să ma se manifeste Hristos? Sau când se manifestă Hristos, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și el spune. Se întâmplă un lucru. Eu pricep ceva. Când Iisus Hristos se manifestă, eu pricep ceva. Da? Bun. Mergem la următorul slide, că să s-a umplut deja. Să în ce. Dar nu uitați care e logica, da? Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul lui. Următorul lucru care se întâmplă, Hristos locuiește sau se manifestă în noi. Și al treilea lucru care se întâmplă prin manifestarea lui Hristos, Hristos ne face să înțelegem ceva. Și avem conceptul ăsta al priceperii dublat aici. Să pricepem și să cunoaștem. E clar că aici se referă la o lucrare comunitară, da? La o lucrare comunitară. Să pricepem împreună cu toți Sfinții mulți oameni vorbesc despre Domnul Isus Hristos așa, într-un mod foarte, iertați-mi mă dar când îi auzi foarte erotic, așa și imaginează relația cu Domnul Isus Hristos. Când auzi unele cântări, chiar unele sunete din tipul cântărilor, zici, bă, ăștia, oare au greșit locația, au greșit persoana și imaginează, cântă despre altcineva. Aceasta este o lucrare comunitară. O lucrare care ne, pri ne, privește pe noi toți. El nu se referă la o relație personală pe care o ai tu cu Domnul Isus Hristos și ai tu nu știu ce întâlniri din astea mistice, extatice cu Domnul Isus Hristos, nu știu pe unde și după aia poate ți-e rușine să povestești ce ai trăit. O lucrare comunitară. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu, da? planul lui Dumnezeu pentru noi ca și credincioși, pentru toată biserica. Când spun aici care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, să știți câte comentarii citești, atâtea idei ai. Dar lucru care mi se pare cel mai comun aici, mi se pare un paralelist, Apostolul Pavel se referă la a cunoaște dragostea lui Hristos, perfecțiunea sau infinitatea, lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, infinitatea, da? măreția, magnitudinea dragostei Domnului Isus Hristos. Asta vrea el să se întâmple. Asta vrea el să se întâmple, da? Să ajungem să pricepem cât ne iubește Domnul Isus Hristos pe noi. Foarte ciudat, să știți, la un moment dat. Ai avea, dacă ai fi să vorbești tu despre putere, Doamne, vreau puterea Duhului Sfânt, probabil că ai începe să vorbești ca să poți mărturisi, să poți evangeliza, să trăiești sfânt, să te lași de anumite obiceiuri proaste, să te lași de anumite păcate, să te pocăiești, să nu mai știu ce. Te duce în direcția asta sfințirii, nu? Ceri puterea lui Dumnezeu pentru niște lucruri foarte practice. N-ai cere puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt să facă o lucrare așa de măreață și ai dori să ajungi la un climax din ăsta încât să trăiești sfânt, să nu mai păcătuiești. Super, gata, am găsit cheia. Și el nu merge în direcția asta, Apostol Pavel. El zice să fim puternici prin Duhul Sfânt, să locuiască Hristos în noi, să se manifeste ca să... Acum ai! Sfințenie totală. Și el spune nu, ca să pricepem împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, toate fațetele, să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Dacă tu poți într-un fel să limitezi dragostea Domnului Iisus Hristos pentru cei credincioși, cel mai probabil că ai greșit undeva în logica ta, în doctrina ta. Să înțelegem, să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Acum întrebarea mea este următoarea. Cum să cunoști dragostea lui Hristos? Cum să roagă el ca să cunosc dragostea lui Hristos dacă ea întrece orice cunoștință? De ce să roagă să cunosc ceva ce întrece orice cunoștință? De ce să roagă să cunosc ceva ce oricum întrece orice cunoștință? Un răspuns este că se roagă să cunoaștem progresiv lucrul ăsta, da? să cunoaștem tot mai mult din dragostea Domnului Isus Hristos. Dar la al doilea răspuns este că el nu se roagă pentru o cunoaștere mentală a dragostei Domnului Isus Hristos. Că eu pot să fac o, așa, o listă mare. Domnul Isus Hristos, știm că Domnul Isus Hristos ne iubește pentru că, uite, avem următoarele dovezi. El a murit pentru noi, El ne poartă de grijă, El ne-a spus că ne însoțește. Și tot să spui acolo, da, interesant, da. Asta e una. Și alta este ca această dragoste a Domnului Iisus Hristos să fie pricepută într-un fel în care afectează toată ființa ta. Care afectează toată ființa ta. Care e motivul pentru care el se roagă? Da? Aici suntem la aspectul al treilea. Da? La aminte? Se roagă ca să fim împuterniciți, să locuiască Hristos în noi și Hristos ne descopere dragostea lui pentru noi. Ce se întâmplă când Hristos ne descopere dragostea lui pentru noi? Ajungem plini de toată plinătatea Dumnezeirii. Și aici sunt mai multe interpretări pe care unele au dat că se referă la maturizarea bisericii, să fie o biserică matură, că se referă la desăvârșirea bisericii în sfințenie. Eu personal cred că merg mână-mână. Nu știu cum ai putea să fii, să mergi spre desăvârșire practică în sfințenie fără să fii matur, da? să fii imatur. Lucrurile astea merg împreună. Asta e ținta, da? Ținta lui Dumnezeu este să uh, ajungem în punctul ăsta plin de toată plinătatea lui Dumnezeu sau umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dacă ați observat, asta este o rugăciune, de fapt, trinitară. Îl vizează pe, Duhul Sfânt îl vizează pe Domnul Isus Hristos, iar scopul este ca să fim umpluți ca biserică, individual, dar individual, fiind parte, mădulare din biserică, membri ai Bisericii Domnului Iisus Hristos, să ajungem plin de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Să ajungem spre maturizare, să ajungem spre desăvârșire. Cum? Dacă ar fi să invers, cum ajungi spre maturizare și spre desăvârșire? Secretul, dacă care îi deja descoperit, nu mai este un secret acum, secretul este aici, aici e ultima fază. Să cunoști dragostea Domnului Iisus Hristos. Cu cât cunoști mai mult dragostea Domnului Isus Hristos, cu atâta te vei umple mai mult de Dumnezeu. Cu atâta vei deveni mai asemănător cu Dumnezeu. Poate noi gândim la multe metode, să știți, la multe metode. Și sunt într-adevăr mai multe metode pe care Dumnezeu le folosește ca să ne facă asemenea Lui. Să ne umple de plin. Ne mai disciplinează, ne mai cercetează cu bunătate, ne mai mustră, ne mai îndeamnă, ne mai sfătuiește. Ne multe, 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 multe modalități prin care Dumnezeu lucrează ca să ajungem la plinătatea Dumnezeului. Ne mai înfricoșează câteodată, ne mai vorbește despre mânia lui, despre iad. Face multe lucruri Dumnezeu. Dar, cred că modul primar în care Dumnezeu face lucrarea aceasta de desăvârșire este prin revelarea dragostei Domnului Isus Hristos pentru noi. Eu cred că nu există nicio altă forță în universul acesta care să aibă putere să ne să ne desăvârșească, să ne facă asemenea lui Dumnezeu, să ne facă să facem ceea ce dorește Dumnezeu, să ne facă să împlinim voia lui Dumnezeu, decât descoperirea dragostei lui Hristos. Nu cred că frica produce noi ce produce dragostea lui Hristos. Nu cred că mustrele pot să producă ce produce descoperirea dragostei lui Hristos în noi prin lucrarea Duhului Sfânt. Cred că ăsta este modul primar în care Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre. Eu nu cred și nu cred asta din Cuvântul Lui Dumnezeu, din ceea ce înțeleg în Cuvântul Lui Dumnezeu, că lucrarea de sfințenie este o lucrare care se bazează pe frică, pe teroare, pe musrare continuă, pe dat cu biciul în Bă, până la urmă ne sfințim noi cumva. Nu. Scopul este să cunoaștem tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Să vedem dragostea Lui pentru noi și lucrul acesta ne va duce spre toată plinătatea Dumnezeirii. Da? Spre toată plinătatea Dumnezeirii. Acestea uh, sunt... Uh, aceștia sunt pașii, acestea sunt etapele pe care Apostolul Pavel le prezintă ca fiind necesare pentru a ajunge spre plinătatea Dumnezeului. Speranța lui se bazează pe ceea ce spune în versetul, versetul următor, a celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Pe ce se bazează Apostolul Pavel? Apostolul Pavel se bazează pe ceea ce poate să facă Dumnezeu. Și el știe că Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Și de cât ai cerut, și de cât ai conceput Da? Dumnezeu poate să facă mai mult. Da? Dumnezeu nu este limitat nici măcar de rugăciunile noastre. Dumnezeu nu este limitat de rugăciunile noastre. Nu este limitat Dumnezeu nici de gândurile noastre. Dumnezeu îți dă cât poți să te gândești tu despre El. Nu Dumnezeu dă mai mult decât putem noi să gândim. Și El zice că, menționează aici, vedeți, lucrul acesta cu care a și început, cu puterea care lucrează în noi. Eu nu sunt de acord să discutăm despre puterea lui Dumnezeu și despre lucrarea Duhului Sfânt ca despre o chestiune pe care noi o accesăm. Cumva, Domnul, e pusă lângă tine. Bă, Radu, ți-am pus cutia cu puterea lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Ia și folosește. Ce vrei să fac? Deci, ți-am pus, cum, ți-a pus Dumnezeu, așa se vorbește în general despre uh, procesul sfințirii, da? progresul. Ți-a pus, ți pus -fria în fază. Nu vrea să te hrănească, să-ți dai mâncare, domnule, cu perfuzia. Asta e cu lingurița ca la prunjimi. Ți-a pus o față, ia și mănâncă. Ăsta este modul în care lucrează Dumnezeu în noi? Nu! Dumnezeu ne îndeamnă și în timp ce Dumnezeu ne îndeamnă, El lucrează în noi. El lucrează în noi. El nu lucrează cu noi în funcție de cât, cât, cât Depinde de voința ta, cât accepto. Nu, Dumnezeu lucrează activ în noi. Dumnezeu produce lucruri în noi. Prin puterea care lucrează în lăuntru nostru. Da? Este un mecanism Dumnezeu divin care este activ. Este, funcțional în ființele noastre când știm și când nu știm noi. Când cerem și gândim noi și când nu cerem și când nu gândim noi. Și când cerem și când și lucrează mai mult decât cerem noi sau gândim noi. De asta vom ajunge de săvârșiți. Nu pentru că cât am profitat noi de harul lui Dumnezeu sau de puterea lui Dumnezeu, cât am activat noi din lucrurile pe care ne le-a dat Dumnezeu. Da, îndemnul este să trăim în sfințenie. Îndemnurile sunt să ne să ascultăm de Dumnezeu, să ne supunem, să căutăm să facem voia lui Dumnezeu și prezentăm strategii și moduri în care Dumnezeu ne îndeamnă cum să facem lucrurile astea. Dar în ultimă instanță, în spate este o putere dumnezeiască la lucru care face mult mai mult decât cerem sau gândim noi. Pe asta ne bazăm noi. Pe asta ne bazăm noi. Da? Și Apostolul Pavel cred că motivul pentru care are planul ăsta uh, extraordinar, fantastic, să ajungem noi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu și motivul pentru care se va întâmpla lucrul ăsta cu Biserica Domnului Isus Hristos este pentru că Dumnezeu își urmărește slava Lui. Vorbește despre puterea lui Dumnezeu și vorbește despre slava lui Dumnezeu. Și slava lui Dumnezeu se manifestă în biserică și în Domnul Isus Hristos. E foarte ironic că oamenii, uh, mulți oameni sunt așa de iubitori de Domnul Isus, dar nu iubesc biserica. Și eu sunt sigur că avem fiecare dintre noi motive dacă am stat să ne gândim oricât că nu ne iubim unii pe alții. Să ne iubim pe unul din nu știu ce motive, să ne iubim pe altul din nu știu ce motive, ăla are barbă, ăla e chel, ăla nu îmbrăcat, nu știu cum, ăla... Nu hmm, vedem prostii. În general, multe prostii. Sau că a făcut cineva ceva, că altul nu a făcut ceva și, și așa mai departe. Relația, relația noastră cu Hristos, da, vedeți, astea două sunt legate. Relația noastră cu Hristos se verifică și prin relația noastră cu biserica. Aici, este locul în care Dumnezeu lucrează. În biserică. Așa a lui Dumnezeu să facă lucrurile acestea. Și el face lucrurile acestea, își ia slava lui în felul acesta, prin Domnul Isus Hristos și prin biserica lui din neam în vecii vecilor. Dumnezeu va face lucrul ăsta. Dumnezeu și-a propus să facă lucrul ăsta și Dumnezeu va face lucrul ăsta. Ducerea bisericii spre plinătatea lui Dumnezeu are ca scop slava lui Dumnezeu în ultima instanță. Noi beneficiem de lucrul ăsta și Dumnezeu este slăvit. Așadar, sunt, ăștia sunt cei, trei, cei patru pași pe care îi prezintă Apostolul Pavel. Da? Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul lui în omul din lăuntru. Domnul Iisus Hristos, da? scopul Duhului Sfânt este să facă ceva în relație cu persoana Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos locuiește în ființele noastre. Da? Ia în control, este numit, chiar în titlul rugăciunii, este numit Domnul nostru Iisus Hristos. El ia în control în toată, fi, toată ființa noastră super când spunem, da, noi l-am primit pe Domnul Isus ca Domn și Mântuitor. Super, da, sună foarte bine. Dar să fim serioși, unii dintre noi avem locația aia ascunsă în casa noastră, dacă îți spun că vin la tine, te duci, arunci, haine, tot, găleți, și-ai închis ușa. Da? Și tot e curat în casă. Avem unele locuri din astea, unele cotloane din astea de care nu ne-am ocupat și împuțite și put și lucruri acolo pe care n-am vrea să le știe nimeni. E frumos să spui, Domnul, am primit el, Domnul vieții mele, da, noi nu suntem ca alții care vorbesc numai despre iertarea păcatelor și despre mântuire. El e Domnul vieții noastre. Super, sună super. Dar sunt locuri în viața noastră în care trebuie să intre Domnul Isus Hristos și să își stabilească locul. Acolo. El este în noi, El locuiește în noi, dar locuirea Lui în noi este o locuire care se manifestă, da? Care se manifestă. Asta așa de greșeală acolo, expresia având rădăcina și temelia puse în dragoste, da? Dacă noi au o rădăcina nașterii din nou, prin care tu ești legat de Domnul Iisus Hristos, prin credință și prin dragoste, care sunt conceptele astea două prezentate aici foarte clar, da? da? Astea două legate de persoana Domnului Iisus Hristos, dacă nu ia asta, nu se poate realiza nimic. Da? Deci se face o întărire, manifestarea Domnului Iisus Hristos în noi și lucrul acesta duce la o înțelegere, la o pricepere. Nu știu de ce tot bat oamenii câmpii cu chestiunea asta că lasă doctrina, lasă, mintea, lasă priceperea importantă și să-l iubești pe Domnul Isus, să ai așa niște sentimente în asta drăguțe și să, Domnule, practica contează, Domnule, practica contează. Pentru apostolul Pavel, puterea Duhului sunt și priceperea sunt împreună. Pentru apostolul Pavel, doctrina și practica sunt împreună, da? Și scopul lui Dumnezeu, cum se arată aici, este ca în felul acesta, descoperind dragostea Domnului Iisus Hristos pentru noi să mergem spre, să fim umpluți spre toată plinătatea Dumnezeirii. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să progresăm în felul acesta. Amin.